Hai, noroc și bine v-am găsit la un nou video. Mă, să vă arăt cam cum să descurc șamanul ăsta pe metinele de 55 și ce-am mai făcut pe cont. Așa, suim pe mountul ăsta. Deci undeva la 800-800 și dăm la nivel 49 până vine arma cealaltă din nivel 50. Am dropat una, dau 3, 4. 4 lăs din astea. Hai mă, cu mănușă, mă, așa vreau o mănușă de aia. Hai că mănușă, luăm pânză fină, mă, că așa e ok. Coloiar de cristal. Oh, leu, 500 PV, bă, ești nebun. Care e mai bun? Regenerare PV. O lăsăm pe asta cu PV. Bun. Măcar o da cu 500 PV. Poate îl vindem. Sac emoții. Ce ne-o dat? A, nu-l putem folosi că suntem pe cal. Am înțeles. Bă, se descurcă relativ ok. Am făcut armura asta, noi am făcut-o. Făcut-o Yuki, Aisebi. 15 vânt, băi, ok, 15 vânt. La metinele astea, ibrici, ești mai bine 15 vânt decât niște PV aiurea. Și 5 absorbită PV, deci e size. Așa, abanoșii îți plus-o momentan. Aoleu, că dă și ăla mine. Ok, drop o să fie, păi, bă, dar intră colorați ăștia de roșii, mă, în orice caz. E plin, nu știu ce nație la ei, cred că germani, habar n-am. Am primit învățătura din templu, am înțeles. Așa. Rest la iteme, n-am mai îmbunătățit nimica. Stai să văd cum stau eu aici. Ai. No, stați jos. Să vedem, murim la ăștia sau nu. Hai că nu l-am prins pe ăla, l-a fugit. A apucat să fugă. Nivel 39 are, dar pe... No, hai mă, dă-i mă, să te vedem, hai. Dau un el sau nu dau? Nu-l ating. Carte fix sub mine, n-am fix de ciudă, n-a. Dacă aveți ori să-mi dai o izbitură, hai să văd. Așa, să vedem, poate luăm și asta. Hai mă, nu cred. O luat-o, hai, fuck. Așa, Cal facem așa frumos în fiecare zi. Nivel 8 la cal. E destul de ok. Imediat facem și noi armatul. M-urile M3, M2. Hai să schimbăm și un CH. Deci mare evoluții la cont. N-am mai tare făcut. Așa, să vedem dacă sunt pe alt CH. Să vedem drop aici. De la mentinul ăsta. Bă, da foarte mult de spots. Deci arme 1, 2, 3, 4, 5, 6 arme. 6 arme. Bă, toate e bine, n-am ce zice. Chiar nu mă plâng. Și dacă e cartera, e bine oricum. Protecție întunecată. Las că e bine, 6 arme, o merita din plin. Bun, al doilea metin, l-am mai găsit fix aici. Era celălalt acolo. Cum a schimbat CH, hai să vedem. Deci, 1, 2, 3 arme. Și asta am prins-o de la metinul ăsta. Bun, carte. Aura Sabi. Bă. Bă, dacă nu dă arme, dă carte. Am prins aura. No, 2 milioane jumate, 3 milioane. Așa da, mă, așa da. Hai încă una. Și hai să vedem și ăsta dacă avem ceva noroc aici. Arme să fie. Hai că sunt. Deci una, două arme și am prins noi o armură. Bun, carte. Chemarea fulgerului. Bă, fix ce avem nevoie. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe al CH. Hai că l-am găsit și pe ăsta numai bine. Deci arme 1, 2, 3, 4 arme. E ok, e ok. 4 arme chiar ok. Mai ales că și din astea mici și încap mai mult în inventar. Armură vrăjită. Bă, un 250k, 300k. Tot să sperăm că se vinde. Hai că nu e rău nici de pe metinul ăsta. Deci avem 14 milioane și 40 de... Am ajuns la 14 milioane. Deci am făcut 800k. Deci 14,8. Hai să ducem dintele. Încă 5. Bun, omor și ăsta. E chiar destul de ok. Facem și biolog ușor, nu ne grăbim. Am refăcut un shop,
În mare parte este 3 aure, 3 taișuri și niște bucăți de piatră prețioasă. Astea, în rest, cărți de a doua sau de a treia, plus eseurile astea. Hai că avem aici ceva cufere. 1, 2, 3. Hai cu ceva bun. Floare, așa. Piatră metin ușor și încă o floare de aia. Eșuat, eșuat. Hai că e bine rău. Deci am strâns 27 de milioane. Stai să văd. Mai e pe shop. Deci bijuterii. Colier. Era un colier full. La 27. Unde? Ia la. Este. 2 KPV, 5 blocare, 20 regenerare PV. Bă, n-am cum să nu-l iau. Aia, ticule. Avem colier. Avem colier. Gata. Gata. Bă, totuși, am recuperat și regenerarea asta de PV, care era 12. Acum e 20. E ok. Drop de ang inutil, dar bă, frate, are 5 blocare, 2 KPV. E chiar ok. E chiar ok. Și cu fulgerul ăla, îl faci ne plus 9 când dăm V4. Încă nu, dar e bun și așa. E bun și așa. No, hai că am ajuns și pe la eventul ăsta. Să vedem ce prindem. Pește mandarină. Una. Hai că prindem dacă e. Două. Hai să jucăm astea câte le mai avem. Nu putem. Bun. De fapt, hai să punem aici. Că cine știe ce intră acolo. Aici. Hai cu cubul. Hai cu cubul. E bun și ăsta. Hai cu cub din ala mic. Cu pătrățel. Aia e, ticule. Primul cufăr. Deci am prins tonul ăsta auriu. Hai să vedem. Ne dă bonusul. Oh, am primit bonus ton auriu. Na, cu ăsta prindem pești din aia mai... mai țapin, cică, dar nu știu. 59 de minute. Na, un ceas tădăm ca lumea nu face nimic, ca nu jucăm alea. Păstră. E pește, e pește bun ăsta, mă, nu? 3. Hai că l-o prins. Deci, cu bonusul ăla am făcut... odată 200. 403 cu ferești din astea normale. Și două red de lux din astea. Nu, hai să vedem ce facem din... astea 400 de cufere. Hai că-i dăm talpă. Deci din 7 l-am făcut pe ăsta. El. Oi, oi, oi. Deci am prins o scoică. Două scoici continuu. Joc-o pe asta. Joc-o pe asta. Hai, am zis că numai așa le deschidem. După aia vedem care, ce valoare are. Și mandarini iară putem deschide. Așa. Măsurăm cuferele la final. După ce vedem care cum stă treaba. Pac, pac, pac. Scrumbieș. Ăsta pac și alău. Ce ne mai dă de aici? Shallow, pește mic, shallow, somon. Asta e pisica aia, nu ne trebuie. Crab. Somon, deci trei scoici. Somon, somon din asta. Păstrăv, curcubeu și silp. Iată ce facem cu ei. Crab, chinezesc ăsta, îl prăjim direct. Somon. Păstrăv, vedem. Hai să-i scriem păstrăvul. O murit săracul somon. Păstrăv, o murit. Bun, hai, continuăm cu pescuirea. Mai deschidem o tură de aici. De șalei, pirindei de aici, cum le zice. Pește auriu, nu știu care, ce dă pe aici. Ăștia îi băgăm, ăsta, așa. O, încă o scroică acolo. Avem vreo 4 scroici. Și un iabi. Șalău. Nu știu care, ce-i pe aici. Trebuia să mă uit dinainte la ei. Somonul știu că ăla-i pește mai vechi. Shallow mare. Shallow mare, atâta știu și eu. Astea nu mi le trebuie. Astea nu știu de ce le țin. Așa, mai avem alt pește deschis. Nu. Deci, 4 scoici. Măsurăm la final cât e deschiderea am făcut și un iabi. Deci ăsta e primul din 6, cred. Ba nu, am mai făcut ceva din 6, dar nu. Dar ăsta a ieșit chiar frumos, frumos. Încă unul din 9. Aia e, bă, băiatule. Dau aialuri unul după altul. Hai cu liniuță. Hai cu liniuță. Aia e din 9, bă, la fix. P5.
Perfect, încă uneală. Hai că mai deschidem ceva pe aici. Shallow mort. Shallow. Numai shallow, că restul nu știu care cum sunt pe aici. Pac, pac, care trebuie vânduți, care trebuie ce făcuți, mandarină mare. Încă un shallow. Shallow, mandarină, restul, ia un crab. Bine că a murit, că din greșeală i-am dat. Ia trebuie prăjiți că dă... Ioi, încă o scoi că am prins, am văzut acolo. Încă un somon. Mai ceva de pe aici. Deci avem 5 scoici. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E bine rău. Cam ăsta e rezultatul de la evenimentul de pescuit. Avem 10, 20, 30 de cufere M. 9 S-uri și 12 L-uri. În total 105 deschideri. Păi, eu zic că chiar destul de ok. În 3 ore și ceva. S-a făcut, nu pot să zic că e rău, nu o să le vând că nu o să merită, n-are rost. Așa, să vedem și ce pești am făcut. Aici, în mare parte. Am făcut, erau 2 iabi, aici, da, deci 2 iabi. Ce am făcut? Pești aurit 3 cu 50 XP și de alte feluri încă câțiva, care ajută și nu ajută. Bă, ce să zic, a fost un event chiar destul de ok. Nu o să le vând, clar că nu o să le vând, aș scoate undeva la, să zic, 60 de milioane maxim de pe ele. Bă, Yang-ul mai facem și de altundeva, ăstea, odată pe lună, știi, deci Yang-ul se poate face din alte părți. În orice caz am prins colierul ăla, a fost cea mai bună investiție de până acum a Yang-ului, po 10. Strângem pentru abanoși, facem și abanoșii, armura o avem făcută. După aia trebuie păpucii ca să facem, să completăm setul de V4 ușor, ușor și ne îndreptăm către nivel 75 și un scut iar ar mai fi, ala ar fi principiu. Restul să fac ușor, ușor, deci nu e problemă. Noi o vezi, ne auzim până data viitoare, numai bine până atunci, ceau!